Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul ŞTV. S-a înregistrat cel de-al 8-lea transplant de cord la IUBCVT Târgu Mureș. De această dată, medicii au redat șansa la viață unui bărbat de 60 de ani din Iași, care în ultimii ani purta cu greu povara bolii. Vestea a venit ca o minune pentru familia pacientului, care i-a fost alături în fiecare clipă, rugându-se să își găsească vindecarea. Echipa de medici specialiști, coordonată de dr. Horațiu Suciu, a dus speranța într-o altă familie măcinată de suferința pacientului, care de ieri are o inimă nouă. În timpul intervenției nu s-au semnalat incidente, astfel că bărbatul va fi monitorizat în următoarea perioadă pentru a se garanta succesul intervenției prin acceptarea cordului. El era în evidența noastră de aproximativ 2 ani cu cardiomiopatie dilatativă, o afecțiune a mușchiului inimii care practic îi punea viața în pericol și, evident, și calitatea vieții. Suntem foarte bucuroși pentru că este și un grup de sânge destul de rar. Donatorii cu acest grup de sânge sunt extrem de rari și a fost, practic, o salvare care a venit în ultimul moment pentru dânsul. Operația a decurs fără probleme. Emoțiile încercării prin care a trecut bărbatul au fost resimțite de soția acestuia, care așteaptă cu nerăbdare vestea reușitei din partea doctorului inimilor. Sunt mulțumită pentru că o suferi foarte mult. De 3 ani de zile trecut pe transport. Cardiomiopatie dilatativă, insuficiență cardiacă, fibrilație atrială. A fost internat din ianuarie până acum, numai în spital. Era foarte greu, deci nu mai putea să meargă la baie, nu mai putea respira decât cu oxigen. Doctorul Horațiu Suciu spune că în spatele fiecărei reușite se află profesionalismul echipei de prelevare. Cordul a fost prelevat de la o pacientă de 45 de ani, tot din Iași, care a suferit un anevrism cerebral rupt. Întâmplarea face ca atât donatorul cât și receptorul să fie din Iași și sperăm ca și acest transplant să meargă la fel de bine ca celelalte pe care le-am făcut anul ăsta. Departe de mine gândul de a considera activitatea de transplant neapărat o rutină, dar vedeți că volumul activității a crescut și rezultatele se văd pe măsură ce crește și volumul, zic eu, crește și calitatea îngrijirilor. Așa cum spunea și domnul profesor, suntem însă nemulțumiți de faptul că nu avem suficient spațiu și suficient personal. Bărbatul în vârstă de 60 de ani este așteptat acasă de copii și nepoți. Recunoștință. Recunoștința soției sale se îndreaptă atât spre medici, cât și spre rudele donatorului, mulțumindu-le pentru șansa redată. O nouă intenție a municipalității Târgu Mureșene este pe cale să fie concretizată. De această dată este vorba despre lucrări capitale în ceea ce privește infrastructura rutieră. Mai exact, primăria are în plan o reparație capitală a podului peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia căii ferate Deda-Târgu Mureș, dar și construcția unui alt pod. Celebrul pod peste Mureș, cel care face legătura între cartierul Unirii și zona Cocoșul de Aur, necesită reparații capitale. Potrivit municipalității, lucrările în zona ar trebui să înceapă într-un an de zile datorită degradării înregistrate la nivelul infrastructurii podului. Cred că în maxim un an de zile, un an jumătate va trebui reabilitat pentru că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, începe încet să se deterioreze. Aici rămâne de văzut dacă Consiliul Local va aproba bani de la bugetul local sau vom încerca să obținem o finanțare de la Uniunea Europeană. Totodată, municipalitatea consideră că ar fi necesar și un al doilea pod peste râul Mureș destinat traficului ușor. Acesta ar face legătura între zona fostului ștrand 1 mai, Alea Carpat și cartierul Unirii. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu actualul pod, atunci un cartier rămâne izolat de orașul Târgu Mureș, de centrul orașului. În ceea ce privește noul pod pe care vrem să-l facem, el este aprobat de către Consiliul Local și va fi făcut în zona ștrandului 1 mai, așa cum îl cunoșteau târgu mureșenii. Consilierul personal al primarului municipiului Târgu Mureș, Claudiu Maior, a precizat faptul că la ultimele întâlniri avute cu cetățenii din zona fostului ștrand 1 mai, s-a căzut de acord ca podul să fie mutat circa 100 de metri. Proiectantul ocupându-se de aceste demersuri, urmând ca proiectul cu modificările aferente să fie supus din nou aprobării Consiliului Local.
Dacă vorbim de podul vechi, e clar că atâta timp cât intră în reabilitare, când va intra în reabilitare, vom gândi o soluție. Dacă vorbim de podul nou, nu avem probleme pentru că el va fi făcut doar pentru trafic mic și nu pentru trafic greu. În acest sens, publicul interesat a fost anunțat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reparație Capitală Pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CFD de Târgu Mureș, strada Călărașilor. Sfârșitul lunii iunie a marcat prima dată scadentă de achitare a taxelor și impozitelor pe clădiri, terenuri și autovehicule. Târgu Mureșenii, care s-au îndreptat spre ghișeele primăriei, au beneficiat până ieri de o reducere de 10% din suma totală aferentă anului 2016. Șeful Serviciului Impozite și Taxe din cadrul primăriei Târgu Mureș spune că aglomerația de la ghișeele de achitare a datoriilor față de administrația publică locală a fost cauzată de amânarea din diverse motive a acestui proces de către cetățeni. Cu toate acestea, un număr mare de târgu mureșeni și-au achitat taxele și impozitele aferente anului 2016. Rezultatele sunt bune, încasările deja sunt peste 70% și chiar peste 60% au plătit în avans pe tot anul ca să obțină această bonificație acordată chiar și ulterior până în 31 iunie de 10% pentru cei care au plătit în avans pe tot anul impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport. Am putut să facem față, căldura era prea mare, dar și oamenii erau înțelegători și deja a trecut acest val. Anul 2016 aduce modificări legislative în ceea ce privește situația persoanelor care se încadrează în categoria scutirilor de impozite. Mai exact, dacă până acum aceștia beneficiau de scutire 100% din al doilea trimestru al anului, impozitul va fi calculat în funcție de cota parte pe care aceștia o dețin. Cazurile în care cineva figurează cu proprietatea 100%, deci a cumpărat casă înainte de căsătorie, a moștenit înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei, atunci este numai bunul persoanei respective, 1:1, 100%, și atunci și scutirea este 100%. Pentru acest lucru noi am trimis peste 1800 de invitații pentru toate categoriile de scutiți, ca să se prezinte din nou și rog să se prezinte în continuare, trebuie să aducă în speță 3 acte, copia buletinului de identitate, documentul din care rezultă scutirea, respectiv un extras de carte funciară sau contract de vânzare-cumpărare a imobilelor, dar și a mașinii, dacă este cazul, din care trebuie să rezultă cota de proprietate. Aceeași modificare se referă și la beneficiarii din categoria de strămutați și refugiați. În prima parte a anului n-au fost scutiți, pe urmă a apărut o modificare legislativă numai din 2 iunie, care acordă din nou această facilitate de scutire, dar numai de la data intrării în vigoare acestui act normativ. Deci categoria respectivă de refugiați strămutați, beneficiarea legii 189, trebuie să plătească primul semestru pe anul fiscal 2016. Pe urmă urmează scutirea în cotă parte, 50% respectiv 100% în funcție de coproprietatea de care dispune. Reprezentantul Serviciului de Impozite și Taxe spune că speră ca pe viitor târgu mureșenii să opteze și pentru plată online, tocmai pentru a se evita aglomerațiile de la ghișeele primăriei. Pe raza orașului Târgu Mureș s-au demarat o serie de acțiuni care aveau ca scop îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor. Primăria municipiului a înregistrat o nouă reușită prin finalizarea proiectelor cu finanțare europeană prin Programul Operațional Regional de Dezvoltare. Despre ce este vorba, aflați în minutele care urmează. Reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere, izolarea blocurilor de locuințe și amenajarea corespunzătoare a zonelor cu destinație turistică sunt doar câteva proiecte inițiate și finalizate de Primăria Municipiului Târgu Mureș prin Programul Operațional Regional de Dezvoltare. Luând în calcul amploarea acestora, lipsa fondurilor europene ar fi reprezentat o adevărată problemă. În perioada 2007-2013, prin programul de finanțare din fonduri europene, așa binecunoscutul POR, municipiul Târgu Mureș a implementat un număr de 16 proiecte, se referă la investiții în valoare totală de aproximativ 62 de milioane de euro. Schema de finanțare a fost 98% fonduri nerambursabile, 2% contribuție proprie.
Chiar dacă o etapă importantă în dezvoltarea orașului s-a încheiat, reprezentanții municipalității se pregătesc pentru un nou pas în ceea ce privește absorpția fondurilor europene. Documentul de bază al următoarei scheme de finanțare europeană va fi reprezentată de strategia de dezvoltare urbană. Pe lângă prioritățile aflate pe agenda primăriei Târgu Mureș, cei care vor propune o serie de proiecte în cadrul dezbaterilor vor fi chiar cetățenii. Ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană, destinate familiilor defavorizate, au sosit în municipiul Târgu Mureș încă de zilele trecute. Distribuirea acestora a debutat încă de la începutul săptămânii, astfel ca fiecare cetățean să își primească ajutoarele meritate în cel mai scurt timp posibil. Zahăr, ulei, făină, mălai, orez, fasole, boabe, paste făinoase, conserve de carne și pate, dar și conserve de paste tomate sunt ajutoarele pe care Uniunea Europeană le-a distribuit la nivelul municipiului Târgu Mureș, unde 10.000 de persoane nevoiașe beneficiază de ele. Beneficiarii acestor ajutoare sunt pensionari care înregistrează venituri sub 400 de lei, șomeri, persoane cu handicap grav sau accentuat, dar și cei care primesc venit minim garantat sau alocații de susținere a familiei. Cei care din anumite motive n-au reușit sau nu reușesc să vină până la sfârșitul acestei săptămâni, conform programărilor trimise, sunt rugați să se prezinte săptămâna viitoare, înainte de masă, între 8 și 12. Începând de săptămâna viitoare, nu vom mai lucra toată ziua, cum am făcut în cursul acestei săptămâni, dimineața de la 8 până seara la 6. Vom lucra mai puțin, dar și beneficiari vom avea mai puțin. În vederea ridicării acestor ajutoare, beneficiarii trebuie să se prezinte la depozitul de alimente situat pe strada Budiului 68, însoțiți de actul de identitate, certificatul de naștere pentru minorii sub 14 ani, copie de pe decizia de pensie, carnetul de șomer, copie de pe certificatul de încadrare în gradul de handicap. La nivelul județului sunt distribuite 250.000 de pachete către 125.000 de beneficiari, în municipiul Târgu Mureș existând 10.000 de beneficiari. Temperaturile ridicate din termometre au început să-i scoată pe Târgu Mureșeni din case, astfel că ștrandurile sunt luate cu asalt în căutare de răcoare. Însă sunt și Târgu Mureșeni care aleg să se scalde în locuri neamenajate, acest lucru implicând anumite riscuri, care sunt acestea aflați în minutele următoare. Sezonul cald reprezintă o tentație pentru zeci de oameni care nu respectă interdicția și zilnic înoată în lacurile din zona județului Mureș, dar și în râul Mureș. Este important ca cetățenii să conștientizeze riscul pe care și-l asumă dacă se scaldă în astfel de locuri neamenajate unde există avertismentul scăldatul interzis. Este cunoscut faptul că scăldatul în locuri neamenajate corespunzător determină și riscuri majore pentru sănătate pe lângă pericolul de înnec. Lacurile, râurile și alte ape care nu sunt amenajate reprezintă un adevărat pericol. Știm foarte bine numărul persoanelor care sfârșesc înecate în timpul verii. Sub luciul de apă există foarte multe capcane, cum ar fi crengi de apă. Adâncimea apei nu o putem aprecia niciodată și plus de asta nu există nici personal care putea să intervină în cazul în care am fi în pericol, de aceea noi recomandăm doar locurile special amenajate. Totodată nici copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați lângă și în apă. Ei se vor scălda numai sub controlul părinților sau altor persoane mature. Odată cu temperaturile mari înregistrate, ISU Horea al județului Mureș atrage atenția și asupra incendiilor de vegetație, tot mai frecvente în ultima perioadă. Avem vegetație uscată și este suficient o simplă scânteie sau un muc de țigară aruncat la întâmplare ca să izbucnească un incendiu, de aceea atragem atenția cetățenilor să nu arunce resturile de țigară în locurile cu multă vegetație sau în locuri alese la întâmplare, ci doar în locurile special amenajate și totodată ieșitul la picnic să se facă doar în locurile special amenajate. Așadar, toți cetățenii au obligația de a respecta panourile de avertizare scăldatul interzis, pericol de înnec, și să conștientizeze riscurile la care se expun atunci când se scaldă în locuri neamenajate sau ard resturi de vegetație, pentru că plata unei clipe de neatenție poate fi o viață. Reprezentanții motocicliștilor din județul Mureș au colectat semnături pentru inițierea petiției, care are ca scop modificarea prevederilor legislative, care se referă la perioada de încheiere a polițelor de asigurare pentru mijloacele de transport pe două roți. Astfel că, în urma festivalului Maris Fest, inițiatorii au depus petiția la sediul instituției prefectului pentru a urma demersurile necesare.
Inițiatorii petiției spun că până la depunerea documentului s-au colectat peste 700 de semnături, însă campania online continuă. Aceștia susțin că din cauza alegerilor care sunt planificate în toamna acestui an, procedurile necesare modificării legislative vor suferi amânare, însă speră că în această perioadă să se angreneze tot mai multe cluburi de motocicliști din țară. Noi continuăm demersurile, continuăm pe lângă strângerea de semnături, ne adresăm și parlamentarilor mureșeni, vom încerca să îi vizităm și să le depunem și lor această petiție alături de semnături. Sperăm ca și celelalte cluburi de motocicliști și asociații de motocicliști din țară să facă același lucru la nivelul județelor lor, astfel încât să mergem pe mai multe planuri, să punem puțină presiune. Petiția depusă ieri a fost luată la cunoștință și înregistrată de către instituția prefectului Mureș, urmând a fi înaintată guvernului pentru continuarea procedurilor. Am avut doi reprezentanți ai motocicliștilor, să zic așa, din județul Mureș, care mi-au înmânat o petiție referitoare la asigurarea obligatorie pe care dânsii sunt obligați conform legii să o plătească. Asigurarea obligatorie se poate încheia pe 6 luni sau pe 12 luni, pe minimum 6 luni, deci. Dânsii susțin că 6 luni, sezonul motociclistic este mai mare de 6 luni, dar mai mic de 12 luni și doresc o modificare a legislației. Prin această inițiativă, motocicliștii își doresc ca termenul de încheiere a polițelor de asigurare pentru vehiculele pe două roți să fie adaptate sezonului de circulație acestora. Mai multe persoane au fost trimise în judecată și polițiștii din cadrul IPJ Mureș au desfășurat o acțiune pentru verificarea legalității transportului public de persoane. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea, au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților Giurgia Teodor, la data faptelor director la Administrația Bazinală de Apă Mureș, cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, Popa Ioan, la data faptei șef birou investiții în cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, Huja Laurențiu Manuel, Zaharia Iulian, Maxinan Gheorghe și Hans Virgil Sorin, oameni de afaceri, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt. În cursul lunii octombrie 2010, inculpatul Giurgia Teodor, în calitate de director al Administrației Bazinale de Apă Mureș, prin intermediul inculpatului Popa Ioan, le-a pretins celorlalți patru inculpați să-i vireze suma totală de 37.200 de lei în contul unei societăți indicate de primul inculpat, lucru care s-a și întâmplat în perioada 2 noiembrie 2010-23 decembrie 2010. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au desfășurat astăzi o acțiune pentru verificarea legalității transportului public de persoane efectuat prin curse regulate și ocazionale în vederea reducerii riscului de victimizare prin accidente rutiere și controlul stării tehnice a vehiculelor utilizate în acest scop. La nivelul județului Mureș, în perioada 1 ianuarie 31 mai 2016, s-a înregistrat un singur accident de circulație în care a fost implicat și un autovehicul pentru transport persoane și care s-a soldat cu o persoană rănită ușor. Având în vedere necesitatea reducerii riscului de victimizare prin accidente rutiere cu implicarea autovehiculelor destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale, verificarea legalității activităților de transport rutier a acestora și controlul stării tehnice a autovehiculelor astăzi la nivelul întregului județ, toți polițiștii cu atribuții pe linie rutieră vor executa acțiuni de control în trafic care vor viza autovehiculele destinate în acest scop. Prețurile gazelor naturale livrate clienților casnici vor scădea de astăzi în medie cu 3%. Anunțul a fost făcut ieri de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. În urmă cu o săptămână, autoritatea anunța că de la 1 iulie va scădea în medie cu 2% și prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici. Tot astăzi intră în vigoare noile reguli de acordare a concediului pentru creșterea copilului. Solicitanții pot trimite documentele agențiilor teritoriale și prin poștă sau prin e-mail sau în format scanat. Indemnizația lunară va fi în continuare de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimii 2 ani, însă nu va mai avea o limită maximă ca până acum. Limita minimă a indemnizației ajunge la 1063 de lei față de 600 cât este în prezent.
în conformitate cu ordinul prefectului județului Mureș, numărul 91 din 30 martie 2016, noul Consiliu Local al Comunei Batoș are un număr de 13 consilieri. Potrivit articolului 30, aliniatul 2 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, cu modificările și completările ulterioare, Ligia Gabriela Marian, consilier pentru afaceri europene a instituției prefectului Mureș, a declarat ședința legal constituită. În cadrul ședinței de investire a noului Consiliu Local și a primarului Comunei Batoș au fost prezenți toți consilierii care au depus jurământul pentru noul mandat. Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului a fost depunerea jurământului primarului reales, care își dorește noi proiecte pentru comună. Rezultatul alegerilor, mai bine zis procentul obținut, cred că reprezintă unitatea de măsură a mulțumirii cetățenilor. Iar încrederea de care mă bucur mă onorează, mă obligă și totodată mă motivează să merg mai departe, să mergem cu toții înainte. Încă o dată doresc să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine și în echipa noastră și ne-au votat. Le mulțumesc și celor care nu ne-au votat. Pentru că voi ști că și mandatul care tocmai începe trebuie să continuăm munca. Admiratori, prieteni, oficialități ale județului Mureș, dar și familia, de sprijinul căreia s-a bucurat de fiecare dată, au fost prezenți la această ședință festivă. Vreau să felicit din toată inima domnul Batoș, pe domnul primar nou ales și reales Dinu Potoi și pe tot Consiliul Local. E una din comunele și una din echipele plute cu Dinu Potoi, care în mandatele trecute a reușit să ridice mult nivelul comunei Batoș, a făcut lucrări deosebite în comună, o aplicare specială față de nevoile comunității, așa cum de fapt trebuie să fie o autoritate publică locală aleasă. La această ședință festivă de constituire a fost propus și viceprimarul comunei, iar în urma voturilor a fost reales Ioan Gliga cu 11 voturi pentru și 2 abțineri. Începând cu data de 4 iulie 2014, Primăria Municipiului Reghin, prin Serviciul de Asistență Socială, va demara distribuirea produselor alimentare privind implementarea programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Ajutorul pentru anul 2015-2016 va aduce 2 cutii cu produse pentru fiecare beneficiar. Distribuirea produselor se va realiza la sediul RAGCL din Reghin, strada Apalinie, numărul 93A, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, între orele 9 și 15.30, iar vineri între ora 9 și 13. Persoanele beneficiare sunt rugate să se prezinte cu actul de identitate valabil la data ridicării produselor, carte de identitate, buletin de identitate, carte provizorie de identitate, iar pentru copiii cu vârsta până în 14 ani, cu certificatele de naștere a copiilor. Pachetele vor conține făină albă, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, conservă de carne, pateu, orez, pastă de tomate și fasole boabe. În perioada 4-15 iulie este programată categoria persoanelor care beneficiază de ajutor social. 18-22 iulie persoanele cu handicap, 25-29 iulie pensionarii, iar în perioada 1-5 august șomerii. Persoanele care nu vor ridica alimentele până la data de 5 august 2016 își vor pierde acest drept. Aici punem punct jurnalului. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrea@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea Ctv. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut. La revedere!